Salutare băieți, fete și pisici! Bine ați revenit pe blogul meu, eu sunt Petro și astăzi vreau să fac un review la acest multimetru. Este vorba despre Axiomet AX105. L-am cumpărat acum câteva săptămâni de la cei de la teme.ro. M-a costat undeva la 130 de lei, cred. Fără prea multe discuții, să vedem ce poate face acest multimetru. Haideți să măsurăm tensiunea rețelei. În primul rând trebuie să selectăm domeniul de măsurare. Vrem curent alternativ, deci... Nu? Curent alternativ. Ați observat că butonul auto a dispărut. Îl voi lăsa, de cele mai multe ori îl las pe auto și face el toată treaba, nu trebuie să mai chinui eu să setez totul. Am lângă mine o priză conectată la rețea și să vedem ce obținem. 241 de V, fără nicio problemă. Haideți să vedem și frecvența. 9 drama. După ce am scos testării, frecvența rămâne pentru un anumit interval de timp. Factor de umplere. Din nou, 50%. Haideți să măsurăm și niște tensiuni continue. Din nou. Selectăm. Pentru a ieși din modul frecvență și factor de umplere, apăsăm butonul Duty. Select, tensiune continuă, vom folosi super mega interesanta sursă de tensiune, să vedem ce obținem, 3,7 volts, el arată și polaritatea, display-ul se vede destul de bine, ok, să vedem cât de repede. Se mișcă. Această sursă este făcută cu un LM338. Merge până undeva la 1,2 V. Iar maximul ei undeva la 18 V. De asemenea are un buton de load. Fără nicio problemă. Personal nu-mi place deloc cum măsoară rezistența, este foarte, foarte încet. 1 kilo-ohm. Durează, conform specificațiilor, ar trebui să facă cam 3 sampler-uri pe secundă. 1,5 kg. Cu cât este rezistența mai mare, cu atât se mișcă mai repede, cu cât rezistența este mai mică, cu atât durează mai mult auto-ranging-ul. Are și manual ranging, dar a fost expus cu auto-ranging, pentru asta l-am luat și nu aveam de gând să mă stresez cu manual ranging. Selectare manuală, 330 de ohm, să vedem și una de 100 de kilo, cât de repede. Se poate observa că nu am covoraș SD, 100 de kilo fără probleme. Să vedem și continuitatea testerilor, destul de ok. Haideți să vedem și câteva diode. O diodă Zener. Ia să vedem și niște diode. Over limit. Înseamnă că dioda este polarizată invers.
0,4V, dioda este polarizată direct. Ok, să vedem și un 4148, polarizată direct, 562 mV. Să vedem over limit pentru polarizare inversă. Dioda este ok. Polarizare inversă, nu știu ce model este această diodă. 532 mV. Ok, personal l-am cumpărat și pentru faptul că puteam măsura condensatori în intervalul 1 picofarad, 100 de microfarad. Haideți să vedem cum se descurcă câțiva condensatori. Trebuie să obținem o valoare corectă. Acest condensator este de 27 de pico, iar el citește 33 de pico. Este într-o plajă relativ ok. Cu circuit am terminalele. Acesta este un condensator de 24 de picofarad și în măsoară 32 de picofarad. Este din nou ok. Să vedem. Acesta este un condensator electrolitic. Ceea ce înseamnă că trebuie să păstrăm polaritățile, să avem grijă la polarități. 21,43 microfarad categoric se află în intervalul corect. Acesta este un condensator de 10 microfarad, ar trebui să se descurce fără probleme. microfarad, din nou condensatorul este ok. Haideți să vedem și ceva mai mare. 33 de microfarad. Va dura ceva mai mult, dar nu ar trebui să-i pună prea mari probleme. Și acum sună telefon. 30,33 microfarad. Este destul de puternic, se aude bine. Nu durează foarte mult. Haideți să vedem și temperatura. Și pentru curent voi folosi alte setări. Fără sondă măsoară temperatura de 25 de grade Celsius. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă pe butonul de like. Dacă vrei să fii la curent cu toate videourile pe care le postez, apasă pe butonul subscribe. Cam atât am avut pentru tine astăzi, pe data viitoare.